Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem pe 3 februarie. Și dacă majoritatea colegilor 3, Andreea, nu vor să mai aude de matematică acum, să zic așa, fiind în vacanță, iată că noi ne-am hotărât să mai lucrăm ceva. Și tu ai venit cu o propunere interesantă, aceea de a încerca niște subiecte în gen olimpiadă. Răspund prezent la propunerea ta. Sigur, acest lucru se întâmplă când ai atins la clasă, ca să vorbim cinstit, corect, când la clasă ai atins o medie minimă de 8, apar și pretențiile acestea. Îndrăznești să te duci și la olimpiadă. Dar nu-i nimic. O să facem discuția așa fel încât subiectul, chiar dacă este dificil, noi îl facem ușor. Să-l facem inteligibil, să vedem cam cum îl putem, cum putem să ne apropiem de el. Că oricum trebuie să ne știm că, în general, subiectele sunt dificile la olimpiadă. Chiar și faza locală. Da. Că tu mergi la faza locală sau faza pe școală. Faza pe școală, sigur că da. Însă subiectele astea sunt propuse de cine or fi, nu știi, tu n-ai nicio idee, sunt pe internet. Da. Acum ai venit cu laptopul după tine și îmi propui așa un subiect. Hai, da. Te rog. Deci, cum se intre până la noi? Hai să dăm așa chestiunea. Variante de subiecte, să zicem, nu? Variante de subiecte pentru olimpiadă. Clasa 10. Variante de subiecte. Așa. Pentru olimpiadă. Hai să scriu doar cu litere mari, orice. La cine angajăm noi. Este un lucru spectaculos. Faza locală, nu? Da, faza pe școală. Pe școală. O altă. Varianta întâi. Da? Da. Varianta 1. Eu îți propun să scriem subiectele în totalitate, varianta complet, și pe urmă să știe tabla și da. Tu îmi dictezi pe urmă fiecare variantă. Da. Zi, te rog. Deci, primul exercițiu, fie funcția f definită pe r, fie f definită pe r, cu valorile r, da, unde f de x egal cu x pătrat minus, paranteză rotundă, 2m plus 1, 2m plus 1. Totul ori x. Da. Plus m pătrat minus 4m plus 5. Uite-te și la aceasta, să facem din 50-50 de minute. Da. Da. Așa. Și a este punctul de intersecție. A egal. Punctul de intersecție al graficului funcției f cu axa y. Graficului f intersectat cu axa y. O y, da? Da. Determinați valoarea minimă a lungimii segmentului OA. Determinați minim lui OA, da? Da. Determinați minimul segmentului OA. 2. 2. Fie funcția f definită pe intervalul de la 0 închis la plus infinit deschis, cu valoare r. De la 0 deschis. La 0 închis. Închis. 0 închis la 0, așa. La plus minus infinit, totdeauna deschis. Da. Că e un simbol asta, da? Da. Cu valoare r. Da. Astfel, f de x egal cu radical din x. F de x egal cu radical din x. Și punctul a, cerința, demonstrați că f de
4 plus 9 totul supra 2. Deci, arătați că nu? Da. Arătați că f de? F de 4 plus 9 totul supra 2. 4 plus 9 totul supra 2. Este mai mare decât fracție? F de 4 plus F de 9 supra 2. Totul supra 2. Și B, arătați că F de A plus B supra 2 F de A plus B supra 2 este mai mare decât F de A plus F de B totul supra 2. Unde A e diferit de B. A diferit de B, na? Da. 3. 3 punctul A. Rezolvați în R ecuația radical din x. Da, sunt două puncte aici, da? Da. A. Rezolvați în mulțimea numărale. Ecuația. Da. Radical din x pătrat minus x minus 2. Radical din x pătrat minus x minus 2. Egal cu x minus 2. Egal cu x minus 2. Și B. Da. Rezolvați în R ecuația. Logaritm în baza 3. Logaritm în baza 3. Din x plus 1. Da. Totul la pătrat. Din x plus 1, tot logaritmul, nu? Tot logaritmul. Adică pot să pun așa. Da. Logaritm pătrat. Da. În baza 3 din x plus 1. Minus 4 ori logaritm în baza 3 din x plus 1. Da. Plus 3. Da. Egal cu 0. Bine. Apoi ultimul, x plus 4. Da. Este un fel de problemă. Într-o casierie sunt cel mult 35 de bancnote de 5 lei. Deci, într-o casierie sunt 30, cel mult, cel da? Mult, cel mult. Deci, într-o casierie sunt cel mult. Cât ai spus? 35 de bancnote de 5 lei. 35 bancnote. De 5 lei. 5 lei. Apoi, cel mult 4 bancnote de 100 de lei. Așa. Cel mult 4 bancnote de 5 lei, de 1000 de lei, de 100. De 100. Așa. Și cel mult 3 bancnote. Cel mult 3 bancnote. 3 bancnote. De 200 de lei. 200 de lei, da? Da. Da. Întrebarea. Reușește casierița folosind toate tipurile de bancnote să plătească A. 10. Deci reușește casierița folosind toate tipurile de bancnote. Toate tipurile de să plătească. Să plătească A, 1000 de lei. A, 1000 lei. Și B, 842 de lei. 842 lei. Da. Și atât. Atât, da? Da. Uite ce îți propunea. Înainte de a șterge tabla și așa cum am discutat, să ne apucăm de treabă, aș vrea să aruncăm o privire și spunem așa la prima citire, cam de care ne-am agățat. Deci trebuie să știi că orice rezolvitor
aflați în fața colii albe, în fața acestui subiect, coala alba fiind cea pe care rezolvi, își face un plan de lucru. Fiecare va avea un alt comportament, funcție de nivelul la care se află, funcție de nivelul la care se află și de dificultatea pe care o percepe el. Și de regulă se începe cu subiectul cel mai la îndemână, cel pe care îl poți face. Ca să nu pierzi foarte mult timp, că dacă stai și te gândești, le iei în ordine și te... Exact ca și la lucrare. E în ordine și de chiar la primul te-ai împotmolit, stai acolo împotmolit și nu mai avansezi și tot te strofoci și nu, nicio idee nu ajunge la tine și atunci e pierdut mult timp. Este și o chestie de atitudine. Da. Că dacă ai făcut un prim subiect, dacă ai făcut al doilea, dacă de acum ai încredere în tine și totul merge așa foarte, foarte frumos. Așadar, la prima citire, de ce subiect ai învățat tu? De trei. Da. La trei, la A, la B? La amândouă. La amândouă, sigur că. Da, că sunt. Că, hai să spunem pe cea de la A, am făcut exercițiile astea suficient de multe. Mai ales că cu Vlad ne-au venit cu niște subiecte foarte tari cu ecuații raționale. Am făcut cu modul, cu chestii de astea, încât dacă la momentul acesta îi spune așa, dacă aș fi văzut lecția făcută cu Vlad și cu tine, nu? Era și tu prezentă. Da. Și aș fi refăcut încă o dată și încă o dată lecțiile aceea cu atâtea ecuații frumoase acolo, asta ți s-ar fi părut banală. Și uite că chiar te agăți. Vezi ce înseamnă? Experiența făcută te trimite acum la prima citire. Și aici, cum ai lucrat? Discutăm doar atât, da? Adică la pătrat. Deci, mai întâi fiind un radical de olimpar. Da. Punem în condiții ca x pătrat minus x minus 2 să fie, mai mare decât 0. Mai mare sau egal. Da. Și 0 poate să fie. Că radical din 0 are ăsta. Da. Dar are voie să fie număr negativ. Asta e povestea. Da. Da. Și ar veni x pătrat minus x mai mare sau egal decât 2. Da, dar duci degeaba. Da. N-ai făcut nimic. Cum rezolvi în ecuația x pătrat minus x minus 2 mai mare egal decât 0? Păi avem, dacă am putea să scriem ca pe ceva, avem că avem x pătrat minus x. Minus 2. O poți privi ca o funcție, ai de rezolvat în ecuație de gradul 2. O poți privi ca o funcție. Și problema se pune, care sunt acei x pentru care după înlocuire să dea un număr pozitiv. Da. Și atunci ei când ar fi 0, deci găsești rădăcinile, și faci tabelul de variație a semnului și vei vedea că intervalul la minus infinit la plus infinit e rupt în... dacă sunt rădăcini. Da. Dacă sunt rădăcini, e rupt în câte? În 3. Dacă sunt cele două rădăcini reale, sigur că da. Da? Deci nu poate fi o singură rădăcină reală și una complexă. Nu, că știm bine că coeficiențe reale are rădăcini complexe conjugate. Deci dacă sunt una complexă, există și conjugata sa. Da. În cazul de față, ce numere adunate să facă 1 și mulțirile să facă minus 2? 1 și minus 2. E minus 2, noi și suma și produsul. Da. Ce numere adunate să facă 1, că formula este x pătrat minus sx plus p. Deci suma este 1 și produsul e minus 2. Cât oricât să facă minus 2 și adunate să facă 1. Minus 2 și 1. Nu. 2 și minus 1. 2 și minus 1. Pentru că se avesta. Da. 2 și minus 1. Astea sunt cele două. Suma este pozitivă și produsul este negativ. Deci 2 și minus 1. Și atunci, intervalul la minus 1 plus infinit se rupe în 3. Da. Până minus 1. Minus 1, până în 2 și până la 2 încolo. Da. Să fac semnele acolo și să vede unde este zona care asigură numere pozitive după înlocuire. Da? Da. Și aceea este zona unde lucrăm. Mai trebuie să mai pui o condiție înainte de a ridica la pătrat? A, să nu pierdem... Deci ce se întâmplă? Să nu se adauge soluții. Să adauge soluții. Da. Deci, dacă ăsta cumva e negativ,
se adaugă soroții. Și atunci spunem, valoarea radicală de o limpare și iau număr pozitiv. Da. Și atunci spunem condiția x minus 2 mai mare ca 0, deci x mai mare ca 2, deci da, practic la 2 încolo. Nu mai ne interesează minus infinit, minus 1, ci de la 2 încolo. Și abia acum lucrăm. Adică la pătrat, găsim rădăcinile, acele valori care găsim de la 2 încolo și ne vedem treabă. Dacă n-ai fi pus condiția x minus 2, ai fi lucrat de la minus infinit la minus 1 și de la 2 încolo. Acolo ar fi fost pozitiv. Și atunci, în condițiile acestea, dacă găseai și o soluție între minus infinit până la minus 1, avea și o accepti. Da. Da? De aceea, în condiții în care nu pui condiția, trebuie să te întorci la sfârșit și să verifici. Da. Da, dacă ai pus condiția, ai fost riguroasă, nu te mai interesează zona minus infinit, minus 1, că ai scăpat de ea. Da. Și atunci, lucrurile merg foarte bine. Și să găsești la lucru. Cea de-a doua, cum ai să gândești să o faci? Păi avem un logaritm. Avem pus condiții, x plus 1 mai mare ca 0. Sigur că da. Și x mai mare ca minus 1, că de la minus 1 deschis la plus infinit. Da. Am putea să notăm pe logaritm baza 3 din x plus 1 cu un t. Și avem t pătrat minus 4. 4t plus 3 egal cu 0, găsim cele două rădăcini. Cele două rădăcini sunt 1 și 3. Ce numere înmulțite să facă 3 și adunate să facă 4. 1 și 3. Da. Și ne întoarcem la substituții, logaritmul egal tot cu 1 și dat egal cu 3 și acolo găsim și s-a rezolvat. Da, punctul 3 este gândit bine. Vezi, experiența de la logaritm și de aici te-a ajutat foarte bine. Și ai zis, gata, o fac cu asta cea. Bun. Mai departe. Mi-au rămas 3 subiecte. Da. La care te-ai opri așa, urmărindu-le, nu nu eu trebuie să spun, tu cum simți, da? Păi... primele două sunt cu funcție. Am putea la 2 să înlocuim f de... Așa. Și la fiecare să înlocuim, cum zic, deci... f de 4 plus 9 supra 2. Dacă f de x egal cu radical din x, sigur atunci f de 4 plus 9 supra 2 egal cu radical din 4 plus 9 supra 2. Adică radical din 13 pe 2. Da, radical din 13 pe 2. Ar face stânga. Da. Iar membru drept? În dreapta a venit 2 plus 3, da. 5 supra 2. Așa, și ar trebui să arătăm că radical din 13 pe 2 este mai mare decât 5 pe 2. Și? E banal, punctul A e banal. Da. Vezi că dacă e adevărat, trici la pătrat ca de radical acolo și totul este o parte, e o chestie numerică. Cea de-a doua? Avem A plus B. Am putea tot la fel să înlocuim. Sigur că da. Adică radical din A plus B tot supra 2 mai mare decât radical din A plus radical din B tot supra 2. Și aici l-a adus-o. Era o proprietate sau ceva. Poate este o proprietate, nu știu eu acum ce să zic. Ceva ți amintești tu, parcă e o proprietate interesantă. Da. Dar până una alta, dacă nu-ți vine în minte, aduci la același numitor, eventual, și duci la pătrat, că scapi de radical și dacă te duci undeva la o inegalitate de acolo lucrând, este lucru important. Da. Deci și pe al doilea ne-a făcut o strategie. Da. Deci vezi, mental, parcurs subiectul. Și spune, cam așa ar se face. Deci două din ele sunt făcute. Bun. Acum, hai să atacăm pe cine? Primul. În ordine. Tot așa. Ăsta îl lăsăm la sfârșit, da. Pentru că nu avem nicio legătură deocamdată. Nici n-am zăbuvit, numai că am scris acolo, dar așa e corect să facem. Deci vezi, să facem un plan. Asta trebuie să înțelegi foarte bine. La prima, ce ar trebui să aveți? Să traducem, dacă, să desfacem paranteza de la f. O secundă, nu trebuie desfac paranteza, trebuie să înțelegem subiectul. Deci este o funcție de gradul 2, da. A căror coeficienți depinde de un parametru. Real, trebuia să spunem, e mai aparțin lui el, bănesc acolo, spun. Nu scria nimic. Este un parametru real, probabil că este un autor, a uitat să spun, dar asta trebuie să... Deci, nu sunt coeficienți, asta este 1. Din coace coeficientul este un număr care se schimbă funcții de m. Dacă m e 0, rămâne 1 și din coace c-ul rămâne 5. Dacă m este 1, 2, 1, 2 și 1, 3,
orice alt număr real și așa mai departe. Deci, discuția este acolo în funcție de parametru. Ce îmi spune că graficul lui F se intersectează cu axa OY? Da. Și cine este pe axa OY tot timpul 0? Pe OY? X. Da. X-ul este 0. Deci, practic, ca să găsim punctul A, trebuie să facem în relația asta pe X cu 0. A. Da? Dar și găsim... 0 minus 0 plus M pătrat minus 4M. Atât rămâne. Da, M pătrat minus 4M plus 5 de punctul A de coordonate. A o va avea coordonatele. Este un punct pe axa Y, da. Nu? Că zice că e intersecția graficului cu axa Y-ilor. Deci punctul A va avea coordonata 0 și și e împătrat minus 4M plus 5. Așa. Acum zice OM să fie minim. Dacă ne gândim la sistemul de axe, aici este O, OA, da. A-ul este aici și OA este chiar Y-ul ăsta. Da. Adică M pătrat minus 4M plus 5 să fie cea mai mică valoare cu putință. Să fie minimă, nu? Da. Dar poți să gândești că asta e funcție de M. Deci poți să ne gândim așa că avem funcția F de M. E egal cu M pătrat minus 4M plus 5. Asta ar fi funcția. M pătrat minus 4M plus 5. Și... rezolvăm ca ecuație de gradul 2 cu radul 2. O secundă, să gândim ce se întâmplă. Ca orice funcție, M e parametrul real. Da. Și M ia valori de la minus infinit. De la minus infinit la plus infinit. Și la fiecare M găsim câte un Y. M 0. Pentru 0 găsim pe 5. Da? Da. Adică M 0. Pentru M egal cu 1 găsim... 1 minus 4 minus 5, găsim pe 0. Găsim pe 0. Pentru M egal cu... hai să vedem altă valoare. Deci B 0, bine? 0, da. 1 păi... și cu 5, 6, minus 4, 2. 1 minus 4. Da. Deci când M e 1, valoarea e 2. Să mai vedem dacă alte valori dăm în sfârșit. Când M e 2, pentru 2... 2 la pătrat 4, minus 8 e minus 4, plus 5 e 1. Deci 2, 4, minus 8... Minus 4. Deci am zis 4, minus 4 și cu 5, 1. Da? Da. Și... tot așa dăm valoare în sfârșit, până când putem da la infinit. De am dat niște numere de care am dat în clipa asta. Iată să le opriem egal cu minus 1. 1 plus 4. 5. 5 cu 5, 10. Dar dau valoare întregi. Ori sunt de aici până aici am văzut. O infinitate de numere reale. Deci, cert este că în șirul Y-celor care se formează aici, deci în șirul Y-ilor, există un Y care e cel mai mic. Și acela este, pe noi ne interesează cea mai mică valoare, adică ne interesează acest minim care se atinge. Da. Eu știu dacă duc, mă duc la 3, nu știu ce se face, ia să vedem la 3, 9. 9 minus 12 e minus 3. Deci, minus 3 și cu 5? 5, 2. 2. Parcă ar fi ăsta cel mai mic. Da. Parcă 1 ar fi cea mai mică valoare. Așa, de noi ceva, dar nu știu, trebuie să fiu riguros da. Pentru chestia asta. Dar ca așa se pune problema. Ei, ar trebui să ți amintești din clasa nouă că funcția asta de gradul 2, când A-ul este pozitiv, admite un minim. Iar când A-ul e negativ, nu e cazul nostru, admite un maxim. Și coordonatele minimului și ale maximului sunt minus B pe 2A și minus delta pe 4A.
nu-ți mai amintești. Nu-ți amintești pentru că tu ai, să spunem, pe cea dreaptă, vii de la profilul uman și acolo s-au făcut 3 ore și matematică mai puțin, interesul mai mic și de aceea acum avem și foarte multe lucruri. Dar nu este imposibil. Dovadă că și chiar acum avem curajul să ne uităm la aceste subiecte de... Și atunci toate lucrurile acestea încercăm să le acoperim. Deci vezi, la subiectul ăsta ne-am să-i zăbuvesc mult mai mult. Da. Da? Ca să putem să refacem parte din materia de clasa 9. Hai să vedem că și acesta poate fi, după discuția purtată cu mine acum, da, ai înțeles că și ăsta ar putea fi abordat. Ăsta aici, măcar să stăm un pic de vorbă ca fenomen, dar cum anume va fi făcut, iarăși e o problemă interesantă. Deci, îți închipui casierie, sunt bancnote de cel mult 35 de astea. Adică nu sunt 36. Mai puține, da, dar mai multe, nu. Mai mult sau egal de... Deci, noi avem cel mult atâtea. Deci, poate să fie mai puține de 35, dar nici într-un caz, dacă ți-ar trebui 36 de bancnote pentru a plăti suma aceea, să-ți iei gândul că nu ai șansa asta. Putea să notăm bancnotele de 5 lei cu un X, cele de 100 de lei cu un Y și cele de 100 cu un Z, și după să X este mai mic sau egal decât 35, sigur că Y mai mic sau egal decât 4, și 3, și Z este mai mic sau egal decât 3, să înlocuim X plus Y plus Z egal cu 1000. Așa. Nu, nu. Câte de al de X? Da, cât de X, cât de... Cât de al de X, câte de al de Y? Un alt coeficient, adică, care să... M ori 5. Sau putea pur să să... Perfect. Dacă notăm cu M, N și P, numărul bancnotelor pe care le folosești pentru a acoperi 1000 de lei, ar fi așa. M ori 5 plus... Plus N ori 100 plus... P ori 200 egal cu 1000. Și tot așa de bine egal într-o altă variantă cu 842. Este corectă ideea. Știind că M și N... Tu cu X ai zic că nu aș nota. Da. Cu X la ce mai notezi așa? Deci X, 5X plus 100Y plus 200Z să facă 1000 și altă dată 142. Ținând cont că X-ul nu poate să fie mai mult de X mai mic egal decât 35, Y mai mic egal decât 4 și Z mai mic egal decât 3. Bunoară pentru 1000, m-aș apropia foarte bine cu câte bagnote? Cu 5 bagnote de 1000, nu? Da. Cu 5 bagnote de 200 și aș acoperi. Da, dar nu am decât 3. N-am decât 3. Atunci poți să le ia pe toate 3. Așa. Da. Și? După, și mă rămân 400 de acoperit, 3 ori 2 fac 600. 4. Și cele 400 le pot acoperi aici. Da. Da? Bun. Dar autorul, citesc încă o dată, vrea să plătească 1000 de lei și 842 în același timp? Poate sau pe rând? Timp. Într-o altă situație. Ia vezi acolo. Cum scris? Citește din... Alo. Uite, Cristina, sunt chiar la lucru acum. Am început un subiect de ăsta de olimpiadă, la clasa 10-a. Sunt în film chiar acum. Bine. La revedere. Spune exact așa. Reușește ca sedița folosind toate tipurile de bancnote să plătească? Noi aici am luat... toate cele de 3 și după am luat toate cele de 200 și după am luat de 100 restul. Dar trebuia să le folosim și pe cele de 5 lei. Pentru să spune că toate tipurile. Asta e. Toate tipurile. Deci, cu alte cuvinte, puteam să le luăm peste 3. Puteam să le luăm. Puteam să le luăm din astea peste 4, dar nu-i problema, ați luat și de astea.
Păi luăm 3 bancnote de 100 și 2 de 5. Și 2 de... Și... Nu. Și de 5 luăm... rămâne 100, părți la 5, 20. 20? Da. Perfect. Deci ai o soluție foarte clară în care folosești toate bancnotele. Da. Dar întrebarea mea era... Mai în continuare să plătească și 842? În continuare sau le pune din nou? Aici e problema. Citește. Probabil se gândește la... Deci, într-o casierie sunt cel mult 35 de bancnote de 5 lei, cel mult 4 bancnote de 100 de lei și cel mult 3 bancnote de 200 de lei. Reușește casierița folosind toate tipurile de bancnote să plătească A, 1000 de lei și B, 842 de lei? Ai înțeles cum pune problema? Da. Deci au venit primul client? Da. I-a dat. Dar la următorul ce vei? La următorul, de unde mai dă? Și de aceea eu pun problema că aici, dacă noi ne-am folosit pe toate 3 bancnotele de 200, n-ar mai avea posibilitatea să acopere și... Cazuri diferite. Ei, dacă sunt cazuri diferite, atunci, în situația în care ar avea, nu problema asta, de la început, cu toate bancnotele, 3, 5, 4 și 3, atunci, și să plătească 142, ar fi interesant. Dar dură ar fi problema dacă s-ar pune să plătească cum? Să plătească în totalitate. Da. Ia să vedem, ar putea acoperi cu suma asta. Deci 35 ori 5 cât ar face? 5 ori 5, 25. 5 ori 5, 25. Deci face? Deci 5 ori 5, 25. 5 ori 3, 5. 175. 175 avea aici. Plus și plus 400. Așa. Plus și plus 1200, nu? 3 ori 2, 600. 600. Așa. Și ala mea avea 1175. 1175 și face bine 1842. N-ar putea să plătească. Deci pe rând. Deci pe rând. Am scăpat de obsesia asta. Da. Da? Eu vreau să o complic acum. Da. Deci în condiții în care aș fi avut libertatea să plătesc simultan, adică mi-ar fi spațiu, mi-ar fi permis să-i plătesc pe amândouă, aș informa problema turna singur să plătească la doi clienți care se apropie. La unul i-au dat 100, 1000 și altul i-au 842. Și atunci ar fi fost dură problema. Da. Foarte dură. Așa. Din păcate, spre bucuria noastră, problema este simpluță. E clar acum. Și asta e în mâna noastră. Deci după o discuție purtată acum, ai avut aici ai avut destulă priză, ai lăsat-o, pentru că n-am citit-o, n-am pătruns în ea. Vezi încă un lucru. Când ai o problemă de făcut, nu trebuie să te speri la început, băi, ce e grea asta, nu se poate. Că dacă de la bun început refuzi să te angajezi, nu ai nicio șansă să te apropie problema. Știi? Este chestie psihologică. Da. A rezolvitorului. Ăla care știi că o face. Păi, hai să ne apucă și noi de tău. Am spus, de acum luăm o ordine, da? Da. Noi am discutat așa lucrurile, dar acum ne permite să le luăm în ordine, pentru că chiar putem să le facem. Da. Subiectul, discutând în ansamblu, a fost destul de accesibil. Da. La nivelul, să spunem, elevului din nota 7, așa se zice eu. Nota 7, elevul din nota 7 s-a apropiat de noastră de subiect. Dar foarte tare chestia, să te duci la olimpiadă și să iei nota mai mare decât cea care o ai la clasă. Atunci este o lovitură dată profesorului respectiv, foarte dură, foarte dură. Ei, iată că noi am avea așa o șansă. Sigur, îmi pare rău când am făcut chestia asta ca antrenament. Am pierdut vreo 2-3 zile acum. Da. Asta. Trebuia și duminică să facem și sâmbătă. Dacă tu ce aveai în minte treaba asta, trebuia să vii peste mine cu propunerea
Și eu n-aveam cum să te refuz. Știi? A fost un lucru spectaculos. Dar hai să încercăm, să vedem ce putem face. Îți spuneam că sâmbătă și duminică nu sunt acolo. Ca să nu suntem în Bacău și atunci e o problemă. Da, să sperăm. Probabil că există și varianta, fiind tocmai sâmbătă următoare faza, văzând inițiativa asta, e posibil ca profesorul să fie de acord să-ți ofere șansa asta, ca tu să mai lucrezi încă. Da. Chiar dacă ne-ai ajuns la cele 20 subiecte, cum vrei tu să facem. Nu vreau eu, așa a spus el că... Am înțeles, dar tu, ducându-te cu un set de subiecte cât o putea face, să zicem, înseamnă că l-a atenționat că ești interesată și le faci. Spune-mă, pe joi, vineri, voi putea să vă prezint. Da. Toate cele 20. Că nu era important până atunci. Așa a zis el ca să vă angajeze. Da. Așa aș gândi eu, așa aș face. Dar câștigul totul e foarte mare de partea ta. În condiții în care, să zicem, nu te primește să te duci să dai examen, să participi, da. Dar ai câștigat în calitate. Tu ai urcat o treaptă bună și ai câștigat încredere și mai departe. Da? Hai să pornim. Deci asta este funcția. Da. Și atunci, hai să zicem, mulțimea aprobată din punctul așa, zic așa, da? Egal cu graficul F intersectat cu o Y. Și fiindcă A aparține, dacă este intersecția graficului F cu o Y, înseamnă că A aparține lui o Y. Da. De sau pe o Y. Și asta înseamnă că X e egal cu 0. Și atunci, F de 0, Y-ul punctului, hai să spunem așa, Y-ul, va fi egal cu F de 0 și egal cu F pătrat minus 4F plus 5. Așa arată, da? F de 0 este F pătrat minus 4M plus 5. Deci punctul A mare are coordonatele 0 și F pătrat minus 4M plus 5. E învătrat minus 4M plus 5. Deci, A de coordonate 0 și E învătrat minus 4M plus 5. Și atunci, OA, deci de la O, OA, segmentul OA este exact Y-ul lui A, Y indice A. Și egal cu E învătrat minus 4M plus 5. M-am dezbrăcat că e caldă, mai ales ne apucăm subiectele acestea. E deschis geamul aici, că... Deci ăla este egal. E în pătrat minus 4M plus 5. Asta este O. Și atunci, dacă asta este, putem gândi funcția f de x, așa am zis, nu? Da. Nu f de x, zicem g de x. Da. G de x. G de m de x. G de m. E variabila m, da? Da. G de m. E egal cu m pătrat minus 4m plus 5. Și e egal cu? Ca să formăm un pătrat perfect. Am ceva la pătrat, de două ori prima ori a doua. Cât mai trebuie în partea a doua? În partea a doua, păi dacă ar veni loc din 4, e minus 2. Așa, e minus 2 cât ar fi? E minus 2 la pătrat. E minus 2 totul la pătrat, ar face e în pătrat. E în pătrat, minus 4M plus 4. Plus 4. Și atunci eu zic... mai trebuie 1. Și atunci mai trebuie un 4, nu? Uh-huh. Și în loc din 5, atunci eu spun asta, e în pătrat minus 4M plus 4 plus 1. Da. Și asta se scrie egal mai departe cu M, pe, M minus 2. M minus 2 pătrat. Așa vorbește pătrat plus 1. Cum este asta? Fiind ceva la pătrat, ce fel de număr este? Pozitiv. Ăsta e mai mare egal decât 0, nu? Da. Deci plus 1 cât va fi? Un număr mai mare sau egal decât 1.
Deci va fi mai mare egal decât 1. Dacă tot timpul e mai mare egal decât 1, înseamnă există o situație când e chiar 1. Când este, când este R. Deci, de aici, tocmai Y-ul lui e A, deci de aici rezultă că Y-ul lui A, sau OA, OA, chiar așa putem spune, OA, este egal cu E minus 1, E minus 2, tot la atâta plus 1, care e mai mare egal decât 1, da? Da. Când este cea mai mică? Care e cea mai mică valoare pe care poate lua OA? 1. Deci de aici se vede că OA e egal cu 1, dacă și numai, dacă M e egal cu cine? Când devine asta 1, exact 1? Când asta e 0. Atunci ar trebui să fie 2. 2. Dacă și mai, dacă M e egal cu 0. Termina problema. Deci minimul OA, rezultă aici că minim lui OA, egal cu 1, dacă și numai dacă, M egal cu 2. Și s-a terminat exercițiul. Da? Deci panta care a fost? Eu am fugit un pic de problema asta de aici. Că am sesizat aici faptul că pot forma un pătrat perfect. Da. Dacă nu mi-amintesc chestia asta, hai să vedem că aici este funcție de gradul, de gradul 2. A-ul e 1, da? Deci A egal cu 1, B egal cu minus 4 și C egal cu 5. Și într-o lecție, cred că în lecția trecută, pe funcția de gradul 2, f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c, am organizat-o ca fiind a pe lângă x plus b supra 2a totul la pătrat. Am făcut un pătrat perfect, așa mai amintesc, când am demonstrat formula. Plus minus delta supra 4a, minus delta supra, minus delta, cum era așa? Minus delta supra 4a pătrat, ia să vedem mai. Minus delta supra 4a. Nu mai este a pătrat. Te mulțim aici cu a și vine minus delta supra 4a. Așa este. A, a pătrat se simplifică. Și se vede că asta e mai mare egal decât minus delta supra 4a. Toate chestia asta e mai mare decât minus delta supra 4a. Și fiindcă este la pătrat. Da. Și când devine sigur că da, trebuie să fie și el pozitiv. Și când devine egal cu 0? Da. Când x egal cu minus b pe 2a, da? Deci, asta e mai egal cu b. Și minim, deci dacă a e mai mare ca 0, minim lui f de x egal cu cine? Chiar cu minus delta supra 4a și se realizează dacă mai dacă x egal cu minus b supra 2a. Pentru cei care își amintesc din clasa a noua materia, când a-ul e mai mare ca 0, rezultă un minim lui f de coordonate minus b supra 2a și valoarea minimului este minus delta supra 4a. Tocmai am arătat aici. Minus b supra 2a și minus delta supra 4a. Deci se realizează un minim a cărui valoare minus delta supra 4a și se, acest minim se realizează pentru x egal cu minus b pe 2a. Iar dacă a e negativ, atunci minimul, maximul f, funcția arbitră un max, de coordonate același, minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Pentru noi, în cazul nostru, cât este a? A e 1. Deci cum a egal cu 1, rezultă că minim lui e minim vorbim, nu? Nu vorbim de maxim. Minim. Că 1 este un număr pozitiv. Uh-huh. De coordonate cât? Minus b. B supra 2. 2a. Și respectiv, valoarea minimului este minus delta supra 4a. Care e egal mai departe cu coordonatele minus b. B pe
minus b, adică minus, minus 4, supra 2 ori 1, 2 ori 1, 2. Da. Și 4 pe 2 e egal cu 2. 2. Așa, și valoarea minimului este minus delta supra 4a. Sau altfel spus, înlocuim pe x cu 2 și găsim valoarea minimului. Mm. Ori facem minus delta supra 4a, ori facem f de 2. Deci minus delta, să zicem, minus delta supra 4a, egal și cu f de 2. Și egal cu 4 minus 8, nu? 8 plus? 4, da, minus 8 plus 4. Plus 5. A, plus 5, da. Plus 5. Aici este, nu? Da. 4 minus 8 plus 5. Și egal cu cât? 1. 1, da. Deci 1. Iată că așa am găsit noi. Minimul este 1 și se atinge da. Pentru m egal cu 2. Da. Eu am evitat să fac această discuție pentru că tu nu aveai cunoștințe suficiente. Graficul funcției de gradul 2 este o parabolă. Ea arată, parabola arată așa, cu vârful în sus și cu ramurile în jos, că ramul e negativ, deci ramul e mai mic ca 0, și vârful ăsta e coordonat în minus b supra 2a și minus delta supra 4a. Și arată foarte bine și în varianta cealaltă, cu vârful în jos și cu ramul din sus, și admite cel mai de jos punct de coordonate același, minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Îți mai amintești așa ca prin vis că așa ne da, și tu. Da. Da? Graficul funcției de gradul 2 este o parabolă cu vârful în sus și ramul în jos când ramul e negativ și cu vârful în jos și ramul în sus când ramul este mai mare ca 0. Da. Deci, dacă ai fi știut acestea, evitam să facem pătratul perfect. Ne știind asta, eu am profitat că 5 am avut pe 4 acolo și am făcut formula asta. Pe ax pătrat plus bx plus c l-am aranjat de tipul a pe lângă x plus b pe 2a la pătrat plus minus delta supra 4a. Asta am făcut eu, că am făcut pătratul perfect. M minus 4 plus 2, M minus 2 la pătrat, uite, și a este pe aici 1 și delta supra 4a e 1. Și m-am dus deodată. N-am pierdut timp. Da. Da? Deci asta se întâmplă când te prinzi. Chiar dacă n-ai avut cunoștințe, să spun, n-aveai cunoștințe cu parabola, cu situația, cu vârful în sus, ramul în jos sau invers. La noi, cu vârful în jos și ramul în sus, s-a pus problema minimului, totuși ai fi reușit să te descurci, odată ajuns aici, și se zizând că în 5 se află 4, poți veni să faci pătratul perfect și te descurci. Da. Ăsta a fost subiectul numărul 1. Am făcut o discuție un pic mai laborioasă, mai largă, pentru că ne-am aflat în situația aceea cu chestiune din clasa a 9-a. Da. Da? Asta a fost. Sigur că aici se pot forma chestii foarte frumoase, interesante, dar la momentul potrivit, o să mai discutăm. Probabil o să ne mai întâlnim cu așa ceva în cele 20 de subiecte. S-a făcut 50 de minute. Poftim? S-a făcut 50 de minute. Da, așa.